Ceaiul de pătlagină este cunoscut pentru proprietățile sale benefice pentru sistemul respirator și pentru efectul său calmant asupra gâtului iritat. Iată o rețetă simplă pentru ceai de pătlagină. Ingrediente: 1-2 linguri de frunze și flori uscate de pătlagină, o cană de apă fiartă. Instrucțiuni: adăugați frunzele și florile uscate de pătlagină într-o cană. Turnați apă fiartă peste plantele uscate. Acoperiți cana, lăsați ceaiul să infuzeze timp de 50 minute pentru a permite extractorul din plante să se elibereze în apă. Strecurați ceaiul pentru a elimina frunzele și florile și apoi consumați-l cât timp este cald. Sfaturi: puteți îndulci ceaiul cu miere dacă doriți. Pentru a obține o aromă mai puternică sau pentru proprietăți medicinale mai concentrate, puteți lăsa frunzele și florile de pătlagină să stea în apă pentru un timp mai îndelungat. Acest ceai de pătlagină poate fi consumat de obicei de 2-3 ori pe zi pentru a sprijini sănătatea sistemului respirator sau pentru a calma iritațiile gâtului. Asigurați-vă că nu sunteți alergic la pătlagină și consultați un specialist înainte de a începe consumul regulat, mai ales dacă aveți și alte afecțiuni sau dacă urmați un tratament medicamentos. Pătlagina are efecte deosebite și în diaree, astm, bronșită, hipertensiune arterială, reumatism, stomatite, ateroscleroză și hemoragii. La nivel extern poate trata abcese, herpes, bube, tăieturi și furuncul, relatează adevărul.ro.